La Omar! Pari! Spre rugăciune! Descoperiți! Rostiți după mine! Doamne ajută-ne și ascultă-ne ruga! Doamne ajută-ne și ascultă-ne ruga! Pe care o îndreptăm spre cer precum strămoșii noștri! Pe care o îndreptăm spre cer precum strămoșii noștri! Nu dai inamicilor noștri după faptele lor! Nu dai inamicilor noștri după faptele lor! Ci după îndurarea ta! Ci după îndurarea ta! Întoarce-i! Întoarce-i! Înconjoară cu sfinții tăi îngeri pe regele nostru! Înconjoară cu sfinții tăi îngeri pe regele nostru! Binecuvântează-i oastea și poporul! Binecuvântează-i oastea și poporul! Întărește-ne cu puterea crucii tale! Întărește-ne cu puterea crucii tale! Poartă-ne spada spre victorie! Poartă-ne spada spre victorie! Ca sub scutul tău să ne salvăm țara! Ca sub scutul tău să ne salvăm țara! Spre mărirea ta, Doamne! Spre mărirea ta, Doamne! Cu noi este Dumnezeu! Cu noi este Dumnezeu! Acoperiți! La dreapta. Cu ocolire la stânga. Pas de manevră. Înainte. Marș. Atenție! Asociația Tradiția Militară face parte din cel mai vechi nucleu de reconstituire istorico-militară a secolelor 19 și 20 din România. Tradiția Militară este prima organizație de profil înscrisă oficial și reprezintă țara noastră la Uniunea Europeană a Asociațiilor Istorico-Militare încă din anul 2009. Asociația Tradiția Militară a participat la nenumărate manifestări specifice începând cu anul 2004, atât în țară, în locuri simbolice, precum Mormântul Ostașului Necunoscut, Palatul Elisabeta, Castelul Peleș, Crucea Eroilor, precum și în Republica Moldova, Germania, Franța, Austria, Cehia și alte țări din Europa. Așadar, misiunea Asociației Tradiția Militară este aceea de a da viață istoriei României, retrăind-o în semn de omagiu pentru generațiile ce ne-au precedat. Tradiția militară reprezintă o punte între trecut și prezent, între militari și civili, între români și străini. Asociația Tradiția Militară este un grup de voluntari, de civili cu inimi de militari, care și-a propus să cultive tradițiile militare ale poporului român. Noi activăm din anul 2004, ne-am înscris la judecătorie în anul 2007 și de atunci, în România și în străinătate, aducem în fața oamenilor tradițiile militare. Am considerat că este foarte important să scoatem istoria dintre coperțile cărților și să o prezentăm vie publicului. Și pentru noi,
cea mai mare răsplată este când vedem în ochii oamenilor care ne privesc acea emoție, că le-am stârnit emoțiile și i-am făcut să se gândească la altceva decât la materie. Înaintați prin salturi pe secții. Secția 1, salt înainte. Aici. Secția 2, salt înainte. Secția 1, salt înainte. Secția 2, salt înainte. Ura! Erziehe Granate! Feuer öffnen! Nageln Sie fest! Anul 2018 a fost un an important pentru întreaga națiune română, fiind anul centenarului Marii Uniri. Astfel, colaborarea Trinitas TV cu Asociația Tradiția Militară a adus în fața publicului o reconstituire a unei bătălii din primul război mondial pentru filmul documentar Generalul Henri Matthias Berthelot, Bătălia pentru România. Acesta a avut premiera în Londra la Institutul Cultural Francez și s-a bucurat de un mare succes. În ultimii ani, noi i-am găsit la datorie, la ceremoniile zilelor naționale sau la comemorările importante din țara noastră. Astfel, astăzi am avut onoarea să participăm la ceremoniile dedicate centenarului bătăliilor din 1916. Am fost în Comuna Oituz, la Poiana Sărată, la Cimitirul Internațional al Eroilor și la mormântul locotenentului Macarie, primul căzut din armata română în Marele Război. Ce ați adus dumneavoastră în prim plan, apropo de luptele din acea perioadă, de tradiție și de luptă? Noi, la aceste ceremonii, am readus în amintirea oamenilor pe cei care s-au sacrificat pe altarul patriei acum 100 de ani. Noi am prezentat uniformele Armatei Române din anul 1916 și am făcut o scurtă demonstrație de reconstituire istorico-militară, care a constat în mânuiri de armă după regulamentele de epocă. De asemenea, am arătat cum se depunea jurământul militar, exerciții tactice, cum ar fi scrima cu arma și rugăciunea ce se spunea înaintea bătăliei. Membrii Asociației Tradiția Militară sunt civili cu inimi de militari, ce provin din cele mai diferite domenii de activitate: medicină, arhitectură, tehnică, istorie sau justiție. De aceea, instruirea propriilor membri are ca scop ca aceștia să întruchipeze în mod credibil militarul român din trecut, să formeze caractere și să promoveze și să cultive valori și principii în concordanță cu deviza Asociației Tradiția Militară: onoare și tradiție, seriozitate și efort, camaraderie și respect. Eu sunt comandantul detașamentului și port uniformă de capitan de grăniceri model 1916. Camarazii mei au fost echipați în felul următor, o parte dintre ei în uniformele de ceremonie ale grănicerilor, care aveau coif cu țui de inspirație prusacă. Era un omagiu adus regelui de atunci al României, care era de origine germană, dar devenit român 100%. Ceilalți camarazi ai mei erau în uniformele de campanie din anul 1916, în vestoane de doc, pantaloni din postav și cu moletiere deasupra bocancilor. Un alt obiectiv important al Asociației Tradiția Militară este educarea publicului și în special a tinerei generații, în spiritul respectului față de tradițiile militare românești, de cunoașterea momentelor importante ale istoriei naționale și universale și al respectului față de militari. Aici la Oituz îți răflăcăi, cu arma mână ca și altă dată. Și n-a pricul foc în miezul răcoi și bravul meu tată.
Majoritatea evenimentelor la care participă Asociația Tradiția Militară cuprinde o combinație a mai multor tipuri de activități, demonstrații de reconstituire istorico-militară, ceremonii, parade, gardă de onoare la monument, marșuri comemorative și prezentări de efecte militare de epocă. De asemenea, îi putem vedea la demonstrații de istorie militară, jurământul militar, rugăciunea, schimbarea gărzii. Credință regelui nostru Ferdinand I. Credință regelui nostru Ferdinand I. Supunere legilor țării. Supunere legilor țării. Și îndatoririlor militare. Și îndatoririlor militare. În orice ocaziune. În orice ocaziune. În timp de pace și în timp de război. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Repți. Companie, pentru onor înainte. Domnule general, compania întâia vă prezintă onorul. Raportează comandantul companiei, capitan Stoica. E mort, soră. Pentru meritele sale de reconstituire istorico-militară, Asociația Tradiția Militară a fost decorată de către Casa Regală a României cu medalia regală pentru loialitate, conform brevetului Modul demn, corect, istoric și tehnic în care își desfășoară generoasa activitate publică. De asemenea, i s-a conferit emblema de onoare a statului major al apărării pentru promovarea valorilor și tradiției militare, emblema de excelență a statului major general și medalia Ministerului Apărării Naționale. E bine, da? Se va face bine. Îl scăpăm? Îl salvăm? Da. Bravo, camarade! Bravo! Asociația Tradiția Militară nu glorifică războiul, ci cheamă la învățarea lecțiilor istoriei, așa încât să nu repetăm erorile și să cultivăm virtuțile care ne duc spre succes. Așa cum spunem, cei vii închid ochii celor căzuți, dar cei căzuți deschid ochii celor vii. Camarazi, activitatea de astăzi s-a terminat. Vă mulțumesc! Servim patria! Culcat! Foc de voie, începeți! Liber! Foc! Capitan Stoica, am ajuns la liziera pădurii. Nu am luat niciun prizonier, nu avem informații suplimentare. Așteptăm ordine. Pe flancul stâng nu a ajuns compania a treia. Am înțeles să trăiți.